Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Balanța, 2020. Pe tine te așteaptă o schimbare foarte semnificativă, mai ales în zilele din august, dar mai întâi va exista dorința de a nu părăsi deloc casa, ca să nu vezi pe nimeni. Un astfel de comportament închis poate fi o consecință unor probleme enervante. Oboseală excesivă. Este important să nu-ți concentrezi atenția asupra acestei situații, merită să aștepți momente strălucitoare și pline de bucurie. Dacă apar situații periculoase, intuiția naturală trebuie apelată pentru salvare. Ai făcut o treabă frumoasă la sfârșitul anului 2019, nu numai la locul de muncă, ci și în tine, iar în ianuarie 2020, Oamenii din jurul tău vor aprecia atractivitatea, inteligența și abilitățile tale profesionale, bucurate de o reputație bine meritată, dar nu uita să lucrezi din greu pentru a menține nivelul atins. Pentru a face acest lucru, încearcă să nu pui prea multe întrebări, să nu țin părerea și, desigur, să ai grijă de sănătatea și aspectul tău. În mijlocul iernii, Soarta a pregătit o surpriză pentru tine, sub formă unei vechi cunoștințe care dintr-o dată vine cu o ofertă interesantă, de afaceri sau personală, depinde de tine să fii de acord sau nu, dar amintește-ți, tot ce este nou, este în întotdeauna ceva vechi bine uitat, în prima jumătate a anului vei avea parte de cadouri, călătorii, întâlniri, recunoaștere și oferte interesante, din nefericire. O creștere emoțională amenință să te golească până jos. Pentru a evita o criză care se poate întâmpla în primăvară, încearcă să scapi cât mai curând de, de problemele actuale. Imaginează-ți că nu ești actorul principal în viața ta, ci un outsider. Desigur, te poți bucura și întrista, dar nu mai multe decât să te uiți la eroul filmului tău preferat. Nu uita să îndepărtezi această mască în fața iubitei tale persoane. Emoțiile sincere pe o față reală vor fi o binecuvântare pentru tine și pentru o relație. Poți începe a doua jumătate a anului și obolanului de metal, gândindu-te dacă ai făcut o greșeală în alegerea unei meserii. Nu-ți face griji, problemele la locul de muncă sunt temporare și nu înseamnă că ești un specialist rău. Până la sfârșitul verii, vor apare literalmente idei noi. Dacă vei convinge șefii să realizeze cel puțin una dintre ideile tale, vei pune bazele unei existențe foarte confortabile pentru anii următori. Chiar și în viața privată există ceva de gândit. Canoanele se pot schimba deseori, să-ți amintească de familia ta, pentru că relația cu partenerul tău poate să fi devenit mai rece. Situația trebuie rezolvată prompt și radical, altfel singurătatea pe care tu o suporți cu mare dificultate, se va întinde la orizont. În decembrie, vei duce o viață liniștită și măsurată și vei dedica multă timp auto-îmbunătățirii. Este posibil ca prietenii și rudele să nu înțeleagă scufundarea ta în tine și să înceapă să se îndepărteze. Cea mai bună cale de a ieși din situație este o nouă cauză comună în care tu și cei dragi ai tăi trebuie să participați pe picior de egalitate. Nu e vorba despre afaceri. Înscrieți-vă împreună la sala de gimnastică, la o clasă de actorie, de dans, la o școală de mame tinere sau la orice alt atelier de interes. Dacă nu ai găsit încă un partener de viață, trebuie să fii atentă. La sfârșitul anului vei obține mai multe decât o sugestie transparentă despre exact unde să cauți tu, numai tu. Dragostea pentru balanță în anul 2020, fiind balanță, dacă ești în căutare, Poți fi inclinată să experimentezi în dragoste, atât psihologic cât și fizic. Principalul lucru este să găsești o persoană cu care să-ți poți realiza fantezile. Dar nu te îndoi, va fi cu siguranță de găsit. Poate că el este acum printre prietenii tăi sau printre colegi. Uită-te mai atent prin împrejurimile tale și vei găsi cu siguranță un satelit potrivit, cel puțin pentru acest an cu toată loialitatea și devotamentul față de un partener, nu vei putea să renunți în acest an la dorința de a privi în jur, ce se întâmplă dacă există cineva în apropiere care este mult mai interesant decât partenerul tău actual. Iar dacă nu mai ai nici o relație, atunci nu există bariere pentru asta. În căutarea iubirii și aventurii, vei fi adesea în compania prietenilor. Poți schimba partenerul de două ori sau de trei ori în acest an, deoarece așa cum arată astrograma ta, acum ești destul de frivol în problemele sentimentale, dar, din fericire, ești întotdeauna destul de atentă în comunicare. Dacă ai o familie, în dragoste și sentimente te poți aștepta la stabilitate completă. Nu dorești noi aventuri? Vei fi complet mulțumită cu soțul. Și dacă nu ești oficial căsătorită cu el, relația va fi aproape de familie. Poate că, anterior, rudele l-au perceput pe cel iubit cu ostilitate, dar acum ei îl vor lua în acceptare. În general, în acest an, opiniile rudelor tale vor juca un rol important în viața ta personală. Dacă ești o fiică ascultătoare, atunci, datorită stelelor, poți conta pe înțelegerea complete de la cei dragi chiar dacă partenerul tău este o persoană neobișnuită și nu se încadrează în preferințele lor obișnuite. Cariera și banii pentru balanță în anul 2020 În termeni financiari, stelele de pe astrograma ta promit un an favorabil, cu condiția să muncești din greu. Parcă nu știai deja asta. Dacă ești subordonat, nu-ți fie teamă de obiective și sarcini complexe. Eforturile tale vor fi observate și încurajate de conducere. O creștere a salariului, un bonus sau o poziție nouă mai prestigioasă îți pot fi oferite la sfârșitul lunii martie. Dacă ești în top management, fi pregătită pentru faptul că pentru rezultate de succes ale companiei tale, în acest an, va trebui să rezolvi multe sarcini pe cont propriu, fără a le pune pe umerii subordonaților. Acest lucru va necesita eforturi uriașe de la tine, dar veniturile companiei și, în consecință, ale tale vor crește semnificativ. Este probabil o creștere a cheltuielilor în primăvară. Cu toate acestea, vei face bani destul de repede și vei închide diferența. O sursă suplimentară de venit ar putea apărea în ultima lună de primăvară. La începutul verii, vei începe să lucrezi la un nou proiect care va aduce beneficii bune. Încearcă să-l iei din primele zile de vară, pentru a evita întârzierile și neînțelegerile cu partenerii de serviciu. De la începutul lunii august până la mijlocul lunii septembrie, nu se recomandă să te îndrepti spre loterii și să participi la orice eveniment unde ți se promit bani ușori. Tu ești pragmatică? iar planetele pe astrograma ta nu promită noroc jucătorilor și favorizează pe cei care muncesc din greu. În noiembrie, ar trebui să fii deosebite de sensibile la bani. Cu acest aspect al planetelor pe astrogramă, apar adesea diverse tipuri de fraude, deci fii atentă cu toate ofertele. În plus, vei fi plină de idei energice și îndrăznețe pentru aceste lucruri și în această lună care poate necesita investiții serioase, infractorii vor dori imediat să și le însușească. Este foarte important ca în acest moment un prieten înțelept să fie cu tine, să sprijine angajamentele promițătoare, dar să fie capabil dacă este necesar, să te îndepărteze de o decizie greșită. Viața de familie pentru balanță în anul 2020, urcând scara carierei, nu uita de familie pentru că după o minusculă întrerupere vei rămâne singură. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 septembrie și 1 octombrie, anul poate fi furtunos. Rudele, copiii, nepoții, reparațiile, capul este plin de probleme și sarcini. Poți dori să extinzi sau să renovezi locuința, să schimbi mobilierul. Nu ți-o suma singură totul. Consultă-te cu specialiștii, nu te încărca singură cu problemele casnice și nu te risipi. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 octombrie, ai grijă de educația copiilor, mai ales dacă aceștia sunt elevi sau potențial studenți, caută cursuri sau un preparator în avans, rudele mai în vârstă pot avea nevoie de asistență financiară pentru tratament. Încearcă să faci totul fără împrumuturi și datorii. Dacă te-ai născut în a treia decada a semnului, respectiv între 12 și 22 octombrie, nu sta agățată doar de scara carierei, familia este mai scumpă, relațiile pot fi încălzite și din cauza problemelor cu finanțele, o conversație sinceră va salva situația. Stai mai mult acasă, faceți drumeții împreună mai des. Participați împreună la treburile casnice, distrați-vă împreună, sănătatea pentru balanță în anul 2020, ferește-te de infecții și de răceli, iar în caz de exacerbarea bolilor cronice, contactează imediat specialiștii, dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 septembrie și 1 octombrie, pentru a-ți menține sănătatea. Este bine să eviți călătorile în țările îndepărtate, poți elimina stresul în țară, la mare sau în pădure. ocupată de grădină, include în meniu mai des peștele și ciupercile. Relaxează-te și economisește energie. Saturează organismul cu vitamine pe tot parcursul anului și întărește sistemul imunitar. În afara sezonului de vară, datorită muncii excesive, bolile cronice pot fi exacerbate. Ia măsuri preventive. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 octombrie, anul va fi destul de încordat și agitat, dar nu uita de sănătatea ta, nu lucra până seara târziu și nu sta cu zilele la calculator sau pe telefon, ferește-te de frig excesiv, sunt vulnerabile rinichii și organele genitale, reglează-ți regimul de hidratare, Bea infuzii de erburi diuretice, întărește-i mușchii spatelui. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 22 octombrie, în toamnă, poți experimenta o nostalgie bacoviană. Orice treburi de uscaznic sau frecușuri la locul de muncă te vor ajuta să scapi de ea. Pentru a te bucura, petrece timpul liber în sala de gimnastică, iar eliberarea de endorfine va fi oferită pe tavă. Nu este necesar să mergi la o sală de fitness scumpă, este suficientă o banda de alergare, o alergare în parc sau pe străzile din jurul locuinței. Sunt posibile probleme cu sistemul digestiv, mânâncă de 5-6 ori pe zi în porții mici. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Der stippt.